Presa liberă trecere. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Sunt Ilona Duță și vă invit astăzi la o nouă dezbatere politică în plină campanie electorală. Intrăm pe ultima sută de metri, ultima săptămână din această campanie electorală, când s-ascut tot mai multe luptele politice. De această dată a venit rândul uneia dintre cele mai cunoscute și frumoase comune din județ să-și expună candidații și aceștia la rândul să-și expună motivele ce îi determină să candideze. Alături de mine astăzi o avem pe doamna, o să încep cu doamnele, doamna Petre Carmen din partea UNPR. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Și domnul Valeriu Marcu din partea PNL. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit, domnul Marcu! Am zâmbit când am spus că încep cu doamnele. Eram convinsă că sunteți un gentleman, așa, și îmi dați voie să fac acest lucru. De această dată, însă, așa cum spuneam, avem în discuție una dintre cele mai mari și frumoase comune din județ. Așadar, va fi o emisiune în care vom avea despre ce să discutăm. Doamna Petra, o să încep discuția cu dumneavoastră și o să vă întreb, ca de fiecare dată, pe fiecare candidat, ce vă motivează să candidați pentru fotoliul de primar? În primul rând, îmi iubesc comuna, sunt născută, crescută, trăită efectiv în comuna Berca. Îmi iubesc foarte mult comuna, cetățenii, îi cunosc în foarte mare parte și aș vrea, în măsura în care o să pot, să-i ajut să le fie mai bine. Așadar, încercăm să vedem cum ar fi comuna cu un primar femeie, femeie, nu? Da. Mizați foarte mult pe faptul că sunteți alături de locuitorii din Berca, faptul că știți despre și ajunsurile, poate și neajunsurile comunei, da, și atunci da. Aceasta ar fi motivația. Domnul Marcu, dumneavoastră, cred că pentru oricine este lesne de înțeles ce vă motivează să candidați, faptul că dețineți deja această funcție de primar, că știți foarte bine comuna Berca, pe de rost să spun așa, și cu probleme și cu reușite și cu toate cele, și totuși, de ce râvniți din nou la scaunul de primar? În primul rând doresc să adresez mulțumiri televiziunii TV Sat. De asemenea, am ales să particip la această dezbatere dintr-un motiv foarte simplu, pentru că respect cetățenii acestei comune. Mai multe lucruri sunt de spus, ce mă motivează să particip la un al treilea mandat, de fapt al patrulea mandat, am avut și un mandat de viceprimar, proiectele care sunt începute și cu siguranță le voi termina. De asemenea, meseria mea de cadru didactic mă determină să iubesc lumea, să iubesc oamenii, să iubesc copiii și în felul acesta pot să ajut pentru un trai mai bun, pentru o viață mai ușoară. Deci din optimism și din obligație morală pentru cetățenii comune. Este foarte simplu și foarte lesne de înțeles faptul că fiecare și-a trasat în mintea sa prioritățile pentru această campanie electorală și pentru un viitor mandat. De ce nu? Dacă domnul Marcu de-a lungul timpului a știut ce să facă la timp, ce să lase pe mai târziu și ce să completeze acum la finele mandatului, la dumneavoastră cu siguranță situația este diferită pentru că avem deocamdată doar planuri. Care ar fi acestea? Pe ce se bazează campania noastră electorală? Ce ați dori să schimbați la Berca și să îmbunătățiți? Să îmbunătățim parcurile, să facem zone de, mai multe zone de agrement pentru bătrâni, pentru vârstnici, să asigurăm un internet prin wireless, deci în parcuri, alături de Casa de Cultură, să redăm Casei de Cultură scopul ei, adică să aducem spectacole, filme, deci emisiuni culturale. Motive ca cetățenii să iasă din casă, ca să spunem așa, motive bune pentru ca cei tineri sau mai puțin tineri să iasă din casă. Și mai puțin tineri, da.
În afară de această latură cultural-artistică, să spunem așa, pe care ați vrea să o dezvoltați, ce altă zonă de interes v-a mai determinat să vă plecați asupra ei pentru această campanie electorală? Turismul, care ar fi chiar prioritar. Avem zone destul de frumoase, cum sunt Vulcanii Noroioși. Zone unice. Exact, da. Mai mult, deci m-am gândit la un centru de voluntariat, chiar în sediul primăriei, cu pensionari care au anume meserii pe plan juridic, medical, probleme sociale care se pot rezolva mai lesne în primăria noastră. Așadar, și cultural, și artistic, dar și social, toate aceste domenii se îmbină și alcătuiesc planul dumneavoastră de campanie. Domnul Marcu, luând o cu pași mărunți, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră la fel, prioritizând cumva, cam ce ar fi cel mai important pentru dumneavoastră de realizat în perioada următoare? Comuna Berca este o comună deosebit de frumoasă, este categorisit într-un sondaj cam a 27-a comună, ca frumusețe. Are un punctaj turistic de 6, deci un punctaj destul de mare. Se pot accesa proiecte pe seama acestui punctaj cu deosebit succes. Ce pot să vă spun ca noutate? Comuna Berca are vulcanii ei. Vulcan care se numesc fierbătorile. Oamenii nu știu să duc departe la Scorțoasa, mai sus de Scorțoasa și vizitează acești vulcani. Noi avem vulcanii noștri, care vor fi puși în valoare în imediat după ce o să iau următorul mandat, datorită faptului că avem o colaborare destul de frumoasă cu Petrom OMV. Deci infrastructura până la vulcanii aceștia, care sunt la 5 minute de primăria Comunei Berca, va putea facilita turiștilor accesul la această frumusețe naturală. Dacă, îmi cer scuze că vă întrerup, dar ați deschis o cutie a Pandorei, dar în sensul bun al lucrurilor, turismul. Comuna Berca este printre cele mai cunoscute din județul este nostru. Este adevărat. Când spui Buzău, toată lumea spune vulcanii de la Berca. Sigur. Așa s-a cunoscut, așa s-au obișnuit oamenii și așa știu. Turismul acesta însă, care se face în comuna dumneavoastră, a ajutat județul extrem de mult să salte în toate topurile de turism și nu numai din țară. Este foarte important că oamenii știu când au intrat în Buzău să caute Comuna Berca. Cred că e foarte important și pentru comună. Ar fi tare frumos ca toate să fie atât de cunoscute ca dumneavoastră. Pe această zonă a turismului, ce ați vedea dumneavoastră de îmbunătățit? Sunt convinsă că aveți planuri în această zonă. În primul rând, Consiliul Județean, am să solicit, cred că o să găsesc înțelegere, infrastructura este inacceptabilă. Deci, aici vă dau dreptate. Unde primarul comunei n-are de intervenit. Sunt drumuri județene. Deci drumul este destul de greu, probabil știți și dumneavoastră. Mai mult decât toate, lângă cele spuse despre turism în Berca, avem rândul cârnaților de pleșcoi. Și aici și acest lucru atrage o groază de lume. Deci oamenii care sunt autorizați să facă producă, de pleșcoi, o fac cu râvnă, o fac cu profesionalism. Avem Valmaru, avem Papucul, familia Papuc, care este o tradiție veche, cea mai veche tradiție. De asemenea, vor mai fi încă și alte fabrici de cârnați în imediata perioadă. În perioada următoare ce au de pot gând să vă mai spun? Să deschidă. Ce pot să vă mai spun? Tot legat de turism, avem lacul care nu este exploatat. Lacul de acumulare. Numai că acolo doar statul poate interveni. Avem pensiuni deosebit de frumoase. Pensiunea Casa Matei, pensiunea Moara Veche, pensiunea Speranța, care atrag o groază de oameni. Vreau să vă spun că turismul poate în Comuna Berca să dezvolte afaceri. Vis-a-vis de atragerea unor investitori care să miște ceva în turismul sunt local. Sunt foarte bucuros, iertați-mă. Vă rog. La vremea aceasta am reușit să angajez împreună cu
patronii de acolo, s-a redeschis fabrica de cărămidă, cumpărat-o un austriac, lucru care mă bucură foarte, foarte mult, și vor zâmbi încă 50 de locuitori ai comunei Berca. Adică încă 50 de locuri de muncă au fost create. Cât timp a stat fabrica închisă? Mai ales în perioada de iarnă, când doar a valorificat produsele, adică acest produs care se numește cărămida. Vreau să vă spun că firma aceasta care a cumpărat fabrica este cel mai mare producător de cărămidă din lume, cred. Cât de important este pentru Berca să existe astfel mici fabricuțe, business-uri, afaceri locale, unde să lucreze 10, 20, 50 de oameni? Foarte important este lucrul acesta și este o suferință acestei comune, deoarece din totdeauna comuna Berca a fost o comună puternică economic. Numai că restructurările din Petrom, restructurările la fabrica de sticlă, restructurări de peste tot. Mă spun eu așa că nu prea mai mers nimic. Ca mai prin toată România, nu e Berca o situație izolată. Doamna Petre, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Cum vedeți situația locurilor de muncă din Berca? Este ea o prioritate, această situație a locurilor categoric de muncă? Da, este ce credeți că s-ar putea schimba aici? Aici ar trebui aduși mici întreprinzători, atrași, să poată corect crea locuri de muncă prin întreprinderi, fabricuțe pe care le vor putea face la noi. Ce spun oamenii? Vecinii dumneavoastră din Berca, rudele, cunoștințele, poate cei mai tineri decât dumneavoastră, ce spun în discuțiile despre locurile de muncă? Unde și-au găsit? Lucrează în Buzău, mare parte din aceștia? Mare parte în Buzău, da. Mulți au plecat afară. Deși Berca se confruntă cu aceleași probleme cu părinții sau copiii care pleacă, da, pentru da, că sunt două categorii, dar ambele categorii înseamnă o problemă per total. Se așteaptă unii pe alții ani de zile și până la urmă nu reușesc să o ducă cu mult mai bine. Domnul Marcu, credeți că în perioada următoare, poate un mandat, poate două, pentru că astfel de lucruri nu se fac de pe zi pe alta, se fac cu dificultate. Cine crede că intră primarul astăzi și rezolvă în primul an toate problemele unei comune, se înșeală. Și noastră știți foarte bine. Credeți că veți putea cu timpul să așezați lucrurile de așa natură încât să nu mai plece oamenii atât de mult de acasă? Eu cred că da, sunt optimist în acest sens. Lumea a început să... Deci, exemplu acesta cu cărămida. Am atâta încredere în nația asta austriacă, mai ales că am referințe destul de bune, o nepoată de-a mea îi cunoaște pe oamenii ăștia care au venit. Dezvoltă, din pe zi ce trece, v-am spus, povestea asta cu cârnații de preșcoi. Este cunoscută la nivel mondial. Ne mândrim. La nivel mondial. Poporul din cetățenii din Berca este un popor, zic eu, generos, cu foarte multă ingeniozitate. Școala din Berca este o școală renumită la nivel național. Elevii, profesorii, avem, aș spune așa, infrastructura școlară cum se cere așa la nivel european. La noi nu mai vorbim despre toalete în curte, elevii preșcolare, școlari mici. Sunt primarul care a menținut în mediul rural singura creșă din țară. Probabil lucrul ăsta vă spune ceva. Deci avem în mediul rural singura creșă din țară. De asemenea... Ceea ce imagină pe cei mai mulți, să aibă unde vorbim, să-și lasă copiii. Vorbim de școlari. Școlare sunt aduși la modul destul de frumos cu microbuzele școlii. Am mai acționat un microbuz acum, l-am înscris la primărie. Deci toți școlarii sunt aduși la școală de la departare, nu aia din centru comunic. Corect. Copiii care altfel am face da, minute, deci minute pot bune să mă laud, adică să nu fiu modest privind funcționarea școlii, învățământul în Berca. Doamna Petre, puteți să... Nu știu, dacă nu sunteți de acord cu ce spune domnul Marcu, puteți să-l combateți, dar vreau să vă întreb, am văzut că aprobați, erați de acord cu ce spune da, despre educație. Da. Zona asta a educației, să înțeleg că este una care nu suferă deloc la Berca, ci chiar este așezată foarte bine. Foarte bine, da, 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 e adevărat.
Așadar, măcar acolo unde e punctul cel mai important, cel mai important de interes. Pentru copii. Da, la Berca vreau să vă întreb cum stăm cu partea de sănătate, dacă la educație suntem bine. Domnul Marcu, sunteți la punct, să spun așa, cu ce v-ați dori să aibă Berca din punct de vedere al sistemului sanitar? De asemenea, tot ca o mândrie, Berca are centru de permanență. Deci oricând un om poate să-și satisfacă o urgență medicală mai simplă. De asemenea, avem medici profesioniști, avem, cred că, 5-6 medici care, mai de care, mai preocupat de sănătatea copiilor și nu suferă nimeni. În sensul ăsta, chiar îi felicit cu această ocazie pe toți medicii din Comuna Berca. Niște oameni deosebiți, cu răbdare, specializați și pe copii și, vă spun, nu suferă. Avem asistenți la școală, avem asistenți la creștere, acolo mai trebuie completat povestea asta asistenței medicale, dar o vom face pe parte. Dar cu timpul se va putea face. Cum vi se pare faptul că această comună, Berca, are, cum spunea domnul Marcu, o creștere în mediul rural? Un lucru foarte bun. Credeți că astfel de proiecte sunt cele care îi atrag pe cetățeni și îi însuflețesc, poate chiar și să iasă la vot? Bineînțeles, pentru că este mare lucru să ai unde să-ți lași copilul în siguranță atunci când mergi la serviciu. Într-adevăr. Și știi că este în siguranță, că se odihnește, mănâncă și este și educat. În afară de drumurile județene care tranzitează comuna și care sunt în îngrijirea, să spun așa, Consiliului Județean, pe care noi nu putem acționa, nicio comună nu poate să-și facă de cap cu astfel de proiecte, ci trebuie să acționeze doar acolo unde are putere. În afară de cele județene, drumurile comunale, în ce stadiu sunt? Vreau să întreb pe doamna Petre, că după aceea cu dumneavoastră o să vorbim punctual pe proiecte care au fost desfășurate, vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă v-ați orientat în jurul comunei la, știu, un sat pe care l-ați vedea cu nevoi speciale, unde ar fi nevoie să se asfalteze. Da, ar fi Băceni, Pâcle, ar avea nevoie de un drum mai bun, Joseniu, care din cauza nu neapărat a cuiva, sunt alunecări de teren și așadar acolo e o problemă pe este, care, da, pe care nu putem noi controla. Da. Cojanu, cam asta. Domnul Marcu, de-a lungul timpului știu că s-au făcut îmbunătățiri pe numeroase drumuri din zona Berca și vreau să mă întreb pe dumneavoastră ca prioritățile, ce v-a mai rămas de făcut? Doamna menționează câteva sate, unde ar fi loc de mai bine? Deci, în Comuna Berca, drumurile comunale, aș spune eu, că s-au îmbunătățit, în sensul că am reușit să asfaltăm o zonă lungă a Bercii pe un proiect GAL. Foarte binevenite. Asta ca o paranteză, galurile sunt mai mult decât binevenite, pentru foarte, că foarte bine. Aveți vin dreptate. Cu o punguță de bănuț acolo unde am nevoie. Asfaltat o zonă către centru de bătrâni. Cu această ocazie îl felicit pe părintele Nicola, un om deosebit, un om cu suflet. Eu, sincer, n-aș rezista în locul dumnealui să fac această activitate. Nu știu câți a rezistat părintele Nicola. Are 100 de bătrâni care sunt îngrijiți ca la Sfântul Sava, ca la carte, adică. De asemenea, deci zona asfaltată. Am reușit să asfaltăm între blocuri. Acum două alei, una care unde e densitate mai mare către grădinița Berca, aceasta mare, cu program prelungit, unde avem creșă, cămin, grădiniță, și de asemenea, unde e zona cea mai densă, la F-uri, acolo zicem noi, asfalt turnat săptămâna trecută de firma Straba, cu firmă de prestigiu, și în continuare avem în raza comunei ulițe, drumuri, străzi care vor fi asfaltate în imediata perioadă. Adică, zic eu, până în toamnă, dacă lucrurile vor merge bine și se vor proiectul nostru are un punctaj destul de mare, așa? Ar trebui să ne așteptăm la tot ce e bun, nu? Ar trebui până în toamnă oamenii să beneficieze de 8 km jumate de asfalt. De ar asemenea, în comună suferința comunei Berca este cea epurării și canalizării. Deci blocurile sunt vechi, canalizarea este, am încercat să mai
reabilităm noi, dar nu se poate. Suntem bani mulți care pot fi luați doar nu de la... Nu se merită, să sigur, spunem așa, da. Mai bine să dar facem de nou. Dar am atenții și mă angajez în fața lor și în fața tuturor care ne ascultă și ne privesc, că va fi o prioritate a activității mele. Și nu în ultimul rând vreau să evidențiez aici preocuparea pentru sport. Comuna Berca are cea mai tare echipă de fotbal, Petrolul Berca, reprezintă de asemenea un brand, are cel mai mare punctaj din ultimii 50 de ani, pe locul întâi. Sunt mândru pentru că am putut să ajut această echipă și de asemenea pe băieți, pe copiii care joacă acolo. La noi se face sport, nu alte lucruri. Este foarte bine. Doamna Petre, viziunea asta e una la care nu mă gândisem să o abordăm în emisiune. Dacă această comună Berca se poate evidenția și prin sport, cum priviți dumneavoastră această zonă? Că tot o zonă de educație este, este adiacentă statului cu cărțile pe masă, este zona sportului, atât de importantă în zilele da, noastre. Da, eu m-aș bucura să reușim, dacă se poate, să amenajăm o sală. O sală unde să avem loc pentru basket, un tenis de masă și jocurile care i-ar putea, un volei, care i-ar putea ajuta și să se dezvolte și să-și ocupe timpul pe acești tinerii noștri. Credeți că părinții copiilor ar fi de acord cu un astfel de proiect? Ar vrea mai degrabă altceva? Că e foarte important să ne axăm și pe ce vor cu oamenii. Cu siguranță părinții vor dori ca copiii dânșilor să facă un sport decât să-și piardă timpul aiurea. Cu siguranță. Și dacă am avea o sală performantă, așa cum s-a făcut la Merei, dacă nu mă înșel, este o sală care a ajuns să stea în picioare după ceva vreme, așa, e un proiect care a durat destul de mult, dar arată la niște standarde, da. Ca să spun așa, și Berca cred că ar merita o astfel de sală care putea să vină poate printr-un proiect cu fonduri. Credeți că o astfel de sală i-ar motiva și mai mult pe copii să facă sport de performanță? Bineînțeles. Siguranță. Adică e o prioritate. Am zis că suntem foarte bine la educație și chiar suntem. Și lângă educație, cot la cot, dacă stă sportul, cu siguranță există proiecte care pot ajuta foarte mult în această zonă. Domnilor, doamnă, o să luăm o scurtă pauză în acest moment. Am ajuns la jumătatea emisiunii de astăzi. Dar stați alături de noi pentru că vom reveni și cu următoarele proiecte și cu următoarele zone de discuție. Rămân multe de vorbit. Avem o comună care oferă un serviciu de gaze pentru multe alte comune din prejur, nu e de aici, de acolo. Nu știu câte comune se pot mândri cu treaba asta, zona de social, locurile de muncă, dar și eventuale fonduri europene care ar ridica extrem de mult Berca sunt subiectele pe care le vom aborda în a doua parte a emisiunii. Presa liberă trecere.